Pun pariu pe ce vreți voi că n-aveți nici cea mai mică idee câte jocuri cu cocalarul există. Cu cocalarul, asta sună destul de ciudat și sunt foarte impresionat de mine însumi că am reușit să zic chestia asta din prima fără să mă lui. Cel mai bun vorbitor de limbă română, lider al mente vreodată existent sunt eu. Dar asta n-are importanță. Hai că vă spun eu câte jocuri sunt. Sunt multe, pentru că nici eu nu știu exact câte sunt. Sunt multe, asta e ideea. Iar astăzi mai jucăm unul dintre ele numit Douchebag Beach Club. Deci practic cocalarul la clubul de pe plajă, cu gagici, cum e aia de acolo, care seamănă cu Paris Hilton și are un câine în poșetuță și e mai subțire decât vreo scobitoare. Hai să apăsăm pe play, pe new game și hai să mergem la plajă, boss. Să vedem gagici. Da. De ce căcat fac asta? Nu știu. Oh, gagici, da. Sigur. De ce e un de la mă, cum se cheamă? E un crab acolo, îl vezi? Și are ceva în chineză scris pe labă, ce, sau cum se cheamă mâna de la... Nu se cheamă labă, mă? Mâna de la... Ce-am zis că e la? Rac, crab. Ce? Taci tu în gură, bă, handicapatule, nu? Mama mia, blondino îmbrăcată, mamă. Dar de ce ești pe tocuri la plajă? Asta nu înțeleg eu. Ok, nu uitați, oameni buni, că puteți să lăsați un like acestui minunat episod. Ce mai puteți să faceți? Să verificați în descriere linkurile către Jedi, acum de Instagram, pagina de Facebook. Dacă mai repeți chestia o dată, o să te scuip. Bun, e fix ca celălalt joc pe care l-am mai jucat noi vreodată la un moment dat, celelalte de fapt, pentru că am jucat multe. Și practic ce trebuie să facem este foarte, foarte simplu. Trebuie să facem rost de masă musculară, trebuie să facem rost de swag, trebuie să facem prieteni, trebuie să facem level la cocălăreală, ar fi traducerea, bănuiesc. Și trebuie să... Gagici, mă înțelegi, este foarte ușor să-ți dai seama ce am vrut să insinuezi prin... Da, mă rog, nu contează. Ok, hai să mergem pe acelea pe plajă să vedem ce găsim. Mama mia! Mama, e vai de capul meu cât a... Okay. Bă, dar ăla nu e din primul joc, mă, pe care l-am jucat? Ăla nu era undeva acolo așa în staff room? La douchebag, ultimei douchebag, ceva workout. Hai să tragem și de fiara asta. De ce... Am primit gym pass. Ia să mai tragem de fiara asta. De ce face? E un pic ciudat. N-a mai crescut deloc. Ce țeapă mi-am luat, stai așa că mai trag puțin de fiară. 4%. Hai că e bine. Așa, ia să vedem ce mai găsim pe acelea pe la plajă. Vai, mamă, vai ce mi s-a spart ceva, nu știu exact ce. Hai să tragem și de fiara asta. Acelea în fața gagicii. Bă, dar asta n-am mai văzut-o într-un joc, mă. Asta n-am mai văzut-o într-alt joc. Sunt destul de sigur că am mai văzut-o într-alt joc, ia să vedem. Uite-o, mă, și pe aia. Aia nu era, aia era cu ăla mare așa și un pic colorat. Mă înțelegi, era... Tot în vestiar la primul joc, ăsta văd că își face niște tatuaje ilegale pe aici. Wait, stai, trebuie să... Ok, hai că mă duc acolo. Access a zone by the tab, what? Map! Oh, the tent, the bar, beach gym. Mamă, sunt o grămadă de chestii pe aici, frate, ok. Hai să închidem. Mama, uite o gagicuță, fă! Wait, nu, stai, asta nu e... Vai, oh, doamne! E o gagicuță un pic mai suspectă acolo, o vedeți? Da, eu speram să nu o vedeți și să nu o văd nici eu, dar... damn, e un jacuzzi. Wait, uite-te la... Like, what the fuck? A venit unul să facă poze, ai văzut? Un paparazzi de la. Paparazzo, una grande intruda, vine ți la fate poze, la pizza. E pasta mea, secreta mea. De ce fac ca un italian de la ciudat? Nu știu. Ok, păi... Băi, eu nu înțeleg o chestie, da. Voiam să vă întreb, oare ar trebui să mergem să vorbim cu urâta aia, mai bine nu? Dar eu nu înțeleg o chestie. Deci eu deja am niște mușchi, nu sunt îmbrăcat foarte rău, fața mea e cât de cât ok, iar părul la fel. De ce? De ce nu sunt cocalar? Arăta cocalar? Uite, ce e asta? Get 3 contact, nu știu ce e aia. Mă rog, hai să mai tragem puțin de fiara asta. Nu știu exact cum facem bani în jocul ăsta. Wait. De câte ori trebuie? Am tras de 11 miliarde de ori, dar nu contează, ok. Să ia așa, să dăm acilea. Oare putem, de exemplu, uite,
Beach Gym, mergem la show. Oh, da, putem. Ia de ăsta e ăla din alt joc și din primul joc și mi se pare că arată la fel ca mine. Entrance, David, get it. Yo, yo, you need tickets to enter the spot. No tickets, no David, get it. Got it? Get out. Oh, maybe next time. Oh, am nevoie... Ah, ok. Ce-i asta? The Bouncer. Oh. Ok, mi-a dat numărul lui. Hartă. Hai să mergem la The Bar. Ah, nu, acelea eram la bar. Ok, ok. Și hai să zicem că vreau să mă duc la The Tent. Oh, Ibiza. Wait, ce pot să fac aici? Vai de capul meu! I'm gonna win this bodybuilding event. You'll see. Cum zici tu? Vai de capul meu ce... Deci e plin de gagici, iar eu fac ceva cu mâna într-un mod foarte suspect, dacă puteți vedea. Stai o secundă, ce e aici? Aici cred că e un fel de mini-scenă. E bodybuilding event. Ce? Shut the fuck up, nu mă băga în seamă, nu vezi că sunt foarte ocupat să devin cocalar? Ok, ar trebui să plecăm de aici. Hai să mergem înapoi la Beach Gym și să mai tragem puțin de fiara asta. Îmi place că pe bicicleta aia scrie no useful. Că nu e folositoare. Trebuie numai să tragi de fiara. Ce s-a întâmplat? Am făcut level la douchebag. Sunt cocalar de level 2 acum. Stai o secundă, oare primesc bani cât trag de fiare? 300, cât aveam? 390 și... Oh, will help game into the workout. Oh! Oh, Jesus, am luat ceva. Take a booster. Am primit și bani, că am luat booster. Ochii mei sunt un pic ciudați acum. Ok. Perfect. Te-a crescut cu 2% sau cu tot cu 1? Ok, avem pastilele alea. Trebuie să tragem de fiare. Așa, 9%, 10%. Hala, hala. Trage-mă de fiare. Hai că mai avem încă puțin din pastilă. Cred că o să ajungem la vreo 14% masă musculară. Sau poate și 15%. Mamă, frate, cât vorbește ăsta. A, da, mă, primesc bani că trag de fiare. Băi, ia taci un pic mai încet, mă, că deja mă enervează. Perfect. Ca să nu-l mai aud. 13%, ok. Ok, ia să mai tragem puțin. Vreau să facem 15% masă musculară, după care vreau să îmi cumpăr și niște haine, dar nu știu exact cum. 14%, ok. Așa, pac, 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 pac. Hai mă mâine, hai mă cât... 15%, yes, 15% masă musculară. Ok, hai să vedem în tabletă care e faza. Deci avem aici pastile, protein shake. Mamă, sunt vreo 4 tipuri de chestii și două dintre ele sunt încă blocate. Avem asta, take a booster, scored 5 chicks, muscle, swag at 100. Ok, și care e faza? De unde cumpăr haine? Mă, stai mă așa, că pe tabletă aici e o hartă cu The Shop. De cine mă cumpăr haine? De ce vorbești cu ochii închiși? Oh, freze! Mamă, câte sunt, vorbești serios? Ok, hai să zicem că vreau freza asta, da? A crescut la 2% swag-ul. Mamă, ce păr șmecher am. Ok, hai să zicem că vreau și un tricou, da? Un tricou de ăsta roz cu dui. Mamă, ce slăbănog sunt, acum am dau seama. În tricoul ăla sunt destul de slăbănog. Ok, vreau pantaloni. Ăștia. I-aș fi luat pe aia așa, dar... Ok, dar după aia mi se vedea ceva și ar fi fost nasol. Ok, vreau ochelari de ăștia. Boss, am realizat ceva super șmecher, boss. Stai așa o secundă, mâncați-i gura. Unde sunt, frate? Așa, perfect. Oare să-i și aprind? Cred că i-am stricat, dar nu contează, ok. Fii atent aici. Tai, nu pleca nicăieri încă. Am revenit, dude. Oh, shit, yes. Ok, perfect. Mamă, minunat. Ce-i cu firul? Firul să-și aprindă ăștia cumva, dar nu-mi dau seama, mi se pare că i-am stricat. Stai așa. Nu funcționează. Ok, s-au stricat, dar nu... Dar ideea e că sunt șmecheri, ok? Stai așa. Perfect, gata. Și văd prin ei pentru că am și ochelarii mei normal pe dedesubt. Deci, hai să ne jucăm. Uite, sunt exact la fel, dude. Ok.
De unde i-am pe ăștia? Mi-a trimis un fan la un moment dat într-o cutie și normal că i-am păstrat, mă, că sunt șmecheri. Ok, o să mergem în... Vorbesc serios, $100 ca să mergem în picioarele goale? Frate, ce e țeapa asta? Ce e țeapa asta? Vreau să știu și eu. Ia să încerc să... Uite, asta seamănă cât de cât cu a mea. Nu chiar, a mea e mai nașpa, dar zic de barbă. Ia să vedem. Ochelari... Ochelari... Oh my god! Ah! Frate, prea mișto, prea mișto. De asemenea, cât de mulți bani trebuie să cheltuim cu swag-ul ăsta, frate? Ia să vedem. Oh, lanțuri, da, uite de ăsta vreau. Perfect, hai că nu arăt atât de rău, arăt chiar bine. Trebuie să mai mergem să tragem de fiare. Hai să vedem care e situația. Deci avem social point 4, muscle 15%, swag 10. Ok, cred că avem suficient ca să mergem și să... Wait, stai o secundă, ce era aia? Bag, sacoșa. Cu haine, ok. Și să zicem că vreau să merg la bar și să vorbesc cu o an... Oh, new shoes unlocked. Cu o anumită persoană. Ulala, I'm here for fresh young meat. Oh, yeah. Never when I'm sober. Oh, ok, o să beau. Îmi place că nu vreau să fac nimic cu ea, că sunt... Oh my god, în ce s-a transformat? Oh lord, Iisuse Hristoase, ce am făcut? Get intimate with this reality star. Oh, ok. Ia să flirtuim cu ea. Ah, fuck. Deci Duji XP 10, social points 14, muscle 75, swag 75 și trebuie să fiu și faimos. Ok, nu putem să ne băgăm în seamă cu ea, frate, că e prea șmecheră pentru noi. Păi ce mai putea să facem? Cu asta nu putem să vorbim, ce nașpa. Hai să mai tragem de niște fiare și să și băgăm suplimente de alea. Uite, ce asta? Oh, cougar bra, gym pass. Astea sunt itemele mele, cred. Mă rog. Neimportant, neinteresant. Ce voiam să fac, să cumpăr niște, uite, de astea, protein shake și hai să începem să tragem. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 6, 6, 6, trească satana! Ha! Totul a luat o întorsătură foarte groaznică la un moment dat, aș vrea să îmi cer public scuze. 17%. Da, pentru că mâine o să fie un binecunoscut YouTuber de pe YouTube, foarte faimos pentru că este retardat, are autism și râie. Recunoaște că este satanist și că toată faima lui se datorează unui contract pe care l-a făcut cu diavolul în urmă cu 2 ani. Ceva, nu stau... Sigur că așa ar spune la televizor. Ok, mă, hai mă, cât trebuie să trag de fiara asta stupidă? 21%. Wait, am făcut level up! Cu level up și am făcut și bani. New haircuts. New earrings. Mamă, ce bine, frate. Deci, practic, trebuie să tragem de fiare ca să facem bani și new hats. Dude, dar nu aș vrea să-mi schimb faza asta cu ochelarii, deci. Dar trebuie să cumpărăm mai multe haine ca să avem swag mai mare, știi? Dar tot stilul ăsta o să-l păstrăm. De ce? Pentru că am și ochelari de ăștia șmecheri și mi se par... foarte interesant. Dar știi ce? Cred că vom pune capăt acestui minunat episod aici. Să lăsăm ochelarii ăștia pe cap ca să fim și noi cocalari. De fapt, știi ce? Ar trebui să... Nu vă uitați la părul meu. Oh, yeah. Oh my god, cum de nu m-am gândit la chestia asta. Yes, yes, perfect. Stai așa că e un pic enervat. Cum Dumnezeule Mare i-am pus prima dată? Că vreau să stea un pic mai sus. Perfect. Wait. Ui, durează să te faci cocalar. Doar așteaptă și privește. Și puțin smoke ieșit pe... Așa, perfect. Yes, yes, perfect. Perfect. Oh my god, da. Oh, da. Minunat. Un rând de like-uri pentru nou meu look, oameni buni. Și o să ne vedem pe data viitoare. Pa, pa. G2A, jocuri ieftine. Bleh!